Venit la o nouă lecție de limba semnelor române. Mă bucur că suntem împreună și astăzi ca de obicei, ca de fiecare dată, este și Carmen. Mulțumesc, Carmen! Bună! Bună! Uh, hai să ne amintim câteva verbe despre care am vorbit la lecția trecută. Te rog, spunem uh, rapid! A vorbi, a vorbi, a spune, a spune. Ok. Mâine. A face, a face sau a lucra? A veni, a veni sau a veni. Care este diferența? De ce? Poți să-mi spui, a veni acesta? A, acest semn a veni este uh, atunci când. Uh, Vin într-un loc, vin acasă, vin la servici, vin aici uh -huh. și a veni, vin de undeva. Da. Din, da? Este extragerea uh -huh. dintr-un alt spațiu. Vin, vin da? Vin de undeva. Eu vin din străinătate. Și eu spun bine, ai venit. Tu poți să-mi spui bine, te-am găsit. Bine, te-am găsit. Te-am găsit. Foarte bine, perfect. A fi, Carmen? A fi. Bine. Dar a fi la trecut, cum voi face, oare? A fi la trecut. Perfect. Și la viitor? La viitor. Da. arăt în față. Acolo este viitorul. A vedea sau a se vedea? A vedea. Uh -huh, da? Văd ceva. Ceva. Eu, bine. A se bucura? Ceva se bucura? Mă bucur că te cunosc. Mă bucur să te cunosc. Bine. Sau? Mă bucur să te cunosc. Mm. Să te cunosc. Mă bucur să te cunosc pe tine. Așa, mulțumesc. A citi? A citi, Carmen? A citi. Bun. Sau a citi. Foarte bine. Eu cred, eu Cred că în acest moment tu poți să faci propoziții singură. Singură. Da? Uh, poți? Pot. Tu yeah, poți but. să faci singură. Cu degetul mare. Singura. Exact. Tu poți să faci singură propoziții. Eu pot să fac singură da. propoziții. Bravo! Am spus așa, bravo și nu așa. Da? La nivel internațional, surzii aplaudă așa. Cred, da. cred că ai văzut în filme. Da? Asta este pentru bravo. Hai să începem. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți astăzi? Ce faceți astăzi? Ok. Bine. Este obligatoriu să pun semnul întrebării în aer? Este obligatoriu? Uneori uneori. Uite așa, da, spunem câte o dată sau uneori. Uneori. Mm -hmm. Eu lucrez acasă. Eu lucrez acasă. Foarte bine. Nu merg la serviciu. Nu merg la serviciu. Da? Serviciu sau mai merge și așa, serviciu. Dar este bine. Este foarte bine. Noi vorbim cu ei. Noi. Noi, noi vorbim cu ei. Mm -hmm. Cu. Cu. Este cu. de la plus. Exact. Da? No noi vorbim cu noi ei. Vorbim cu ei. Exact. Câteodată nu este necesar să spunem, dar pentru că suntem la un drum, într-un drum nou, la, la începutul învățării unei limbi străine, pentru că pentru mulți limba semnelor este o limbă străină, dar uh, eu încerc să te învăț și prepozițiile și conjuncțiile, despre care spuneam că nu sunt uh, obligatorii în limba semnelor. Pe cine ai văzut ieri? Pe cine? Pe cine ai văzut ieri? Foarte bine. Tu. Uhum, tu, da, da? Ce carte citești? Carte este un cuvânt nou. Ce carte citești? Foarte bine. Carte este așa, pentru că o deschidem. Mă rog, cei care o deschidem, da? Deschidem cartea. Ce carte citești? Bine? Da. Uhum. Pentru că verbul este uh, un punct foarte important în comunicare, indiferent de limba pe care o vorbim, astăzi vom insista, vom insista pe verbe noi. A pleca și veți uh, observa uh, în timpul discuției cu studenta noastră că mișcarea de direcție este foarte importantă. Dacă eu sunt aici și vreau să spun că eu plec, mâna va pleca de la corpul meu, de la poziția corpului meu către uh, exterior. Deci eu plec, dar dacă vreau să spun că ea pleacă, deci poziționez ea pleacă în altă direcție sau ea vine. Deci din, din nou este importantă direcția eu plec de la mare la mic bun. Carmen astăzi vom insista pe ce înseamnă centrul unei comunicări. Verbele. A pleca. A da? Avem ca în el dinspre mine dinspre mine fac așa și plec mă îndepărtez și Uh, ne gândim că de la mare, da? Este la mic, așa cum este în, în spațiu, da? Eu plec. Uh -huh. Eu mă iau, Eu imaginează că mă iau de aici și mă duc în alt loc. Da. Eu plec. A se naște sau a naște, a se naște, deci acestea, da? A se naște, orec. Uh -huh. Eu m-am născut în data de 21 iulie. Tu? Eu m-am născut în data de 9 august. Foarte bine! A locui. A locui. A locui. A locui. Deci mâna dreaptă e exact. A locui, A locui. Da? în București. Eu locuiesc în București. A spune. Eu locuiesc te în rog. București. Foarte bine. Uh -huh. A spune, am mai vorbit despre a spune, te rog să repeți. Eu a spun. Spune. Bine. Și eu spun. Da, și cineva îți spune ție? El îmi spune. Bine. A povesti. Este un verb nou. A povesti. Are Apovesti. legătură cu povestea, cu poveștile și cu filele a. din carte. Spuneam și altă dată. este o limbă extrem de pragmatică, limba semnelor. Deci, a povesti. A da filă după filă. A povesti. Foarte bine. A povesti ceva nou. Ceva. Trei degete. Ceva. Ceva. Nou. nou. Bine. No. Eu povestesc ceva nou. Repetă, te rog. Eu. Da, eu povestesc ceva nou. Ceva. Este ceva. în dreptul așa, nu sus, pentru că așa este Dumnezeu. Da, vezi cum se schimbă ceva. Ceva. Cineva și ceva. Eu povestesc a întreba. Avem două uh, variante: a întreba de la semnul întrebării pe care a, întreb. uh -huh, noi l-am mai folosit și înainte, dar atenție, în cultura și în comunitatea surzilor ei nu se strigă pentru că nu aud. Și atunci se întreabă, da atingând ușor, atingându-se ușor pe umăr. Și atunci Verbul la a întreba este așa. Deci avem mâna dreaptă sau stângă, da, ca și când ai atinge pe așa. cineva pe umăr. Sigur. Eu te întreb ceva. Deci chiar dacă nu te ating, dar eu te întreb ceva. Eu te întreb ceva. Eu vreau să te întreb ceva. Eu vreau da? să te întreb. Să te întreb ceva. Hai să ne gândim cum este o, mă întrebi. Hmm? Mă întrebi. Tu mă întrebi pe mine. Dar ar putea fi, dar este tu mă întrebi. Deci te întreb Vezi că a, mâna este Eu te întreb. Și, tu, tu, și mă tu mă întrebi ceva. Deci, observăm cum reflexivul este din nou exprimat de poziția mâinii sau a degetelor. Deci, eu te întreb, ce? eu spun, dar tu mă întrebi ce? și tu spui. Ce mă întrebi? Uhum. Eu. A, ce mă întrebi? Da. Eu te întreb ce faci. Eu fac bine. Foarte bine. Vorbești în semne deja. A răspunde. Deci a întreba și a răspunde. A răspunde. A răspunde. Pleacă de la mine. Da? A răspunde. Eu răspund, tu răspunzi din nou cu amândouă? Mâinile. Cu amândouă. Poți să faci și cu o mână. Surzi, nu au nevoie în comunitate, deși și și eu când vorbesc cu o persoană surdă, persoana va înțelege dacă fac semnul cu o mână. Răspund. Pot să fac și cu o mână, dar cred că este mai clar dacă fac cu două. Deci cum vrei? Te rog. Deci eu te întreb și tu răspunzi. Eu te întreb și tu. Răspunzi. răspunzi. Dacă vine răspunsul, A. vine din exterior către mine. Îmi răspunzi. Mă eu? Răspund. Da. Carmen. Eu îți răspund? Da. Eu, repet eu, eu îți răspund ceva și tu îmi răspunzi. Pentru că răspunsul vine dinspre tine către mine. Sau eu îi răspund? Da, cineva, cineva mă întreabă și eu răspund. Deci nu îți răspund ție, da? Ci răspund da, cuiva. Avea eu am timp. Ah, eu am. am. Am, da? Am. Eu am, eu nu am. Am spus și în lecțiile trecute, negația este nu. Da? Facem nu. Da. Eu nu am timp. Sau eu am timp. Știu, este multă informație și pentru asta te rog să repeți toate verbele despre care am vorbit acum. A pleca. A pleca. Aici, sunt aici și plec. A, a plecat. Plec. Da? da bine. A pleca. A pleca. A se naște. Cred că acesta e mai a se naște, sigur că da. Uh -huh. A locui. A locui. Da. Da. Unde locuiești tu? Unde locuiești tu? Eu locuiesc în București. Foarte bine. A spune a spune. A povesti. A povesti. A povesti. Este absolut a nou. Povesti. Da. A povesti. A întreba. A întreba. A răspunde. A răspunde. Poți cu una dacă vrei. Dacă ți este mai ușor, fă cu una singură. Da? A răspunde. Și a avea. A avea. A, da, exact. Spune, am timp? Am timp? Uh -huh. Nu am. A, e întrebare? Este întrebare? I-am spus, am da. timp. A, am. ai timp. Eu îți spun, ai timp, da? Stai liniștită. A, dar spune, nu am timp. Nu am timp. Uh -huh. Aș vrea să mă întreb dacă am bani. Cum crezi că este? Cum cum facem? Ai bani? Uh, tu ai bani? Foarte bine. Bani. Exact așa este, da? Fix bani. Ca în orice, ca în orice limbă este bani. Eu nu am, pot să spun, sau nu am bani. Da? Surzii au în cultura lor este foarte important și umorul și cred că o persoană surdă îți va spune, îți va arăta buzunarele ca să vezi că nu are bani. Deci am bani. Bine? Da. Vom continua cu exerciții. Te rog, spune-mi repede, eu lucrez acasă. Eu lucrez acasă. Tu lucrezi acasă. Tu lucrezi acasă. Mm -hmm. Ei lucrează acasă. Ei lucrează acasă. Eu merg acasă. Eu merg acasă. Ea s-a născut pe 6 mai. Ea s-a născut în data de 6 mai. Tu când te-ai născut? Tu când, când te-ai născut? Da, când? Când te ai născut. Bine? Eu plec mâine acasă. Eu plec. De la mare la mic. Când mă îndepărtez da. de un punct, da? Sau când eu o mașină uh -huh. devine eu din ce în ce mai mică. plec mâine. Acasă. Da, eu plec mâine dimineață, cred că am, am spus. Mâine dimineață, eu plec mâine dimineață. Eu plec. Eu plec mâine dimineață. Da, ea vine cu mine. Ea vine cu mine. Cu mine. Cu mine, da? Nu X, ci cu. Da, cu mine. Cu mm -hmm. mine. Da. Altfel este altceva. Noi vorbim. Noi, noi două. Noi vorbim. Noi două. Noi două. Așa, noi două exact. Vorbim. Da. Vedem diferența dintre noi cu mai multe persoane și eu am spus nu noi. Atunci arăți doar către mine și tine și este acest noi. Cine merge acasă Carmen? Hmm? Cine merge acasă? Scuză-mă. Da? Cine? Cine merge acasă? Uh, merge cu patru picioare. Așa. Cu două. Cu două. Pe... Da, exact. Bine. Da. Cine merge acasă? Cine merge acasă? Vreau. Vreau să repetăm puțin da? anotimpurile. Iarnă. Iarnă. Mm -hmm. toamnă. Iarnă. Toamnă. 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 Spune-mi, acum este toamnă? Acum este toamnă. Da. Acum este decembrie? Acum este decembrie. Acum este decembrie. Acum. Este, da. Acum. Este. Este. Decembrie. Okay. decembrie. Cred că am văzut da. altceva. Bine. Îți mai amintești cum am spus singur? Nu. Singur. A, singură. singură. Singură, da? Singur. Fac ceva singur, da? Lucrez singur, mănânc singur. Bine. Am uitat. Da? E important să spun. Am uitat. Da? Aceasta este palma. Eu, am uitat. Eu am uitat. Exact. Adică a ieșit din cap și a, a plecat, da? Am uitat. Hm? Am eu uitat am ceva. Uitat. Am uitat ceva. Eu am uitat ceva. Ceva. Foarte bine. Îți amintești. A aminti. Da? Îți amintești. Aminti. Da? A aminti așa ușor. Cum am spus că e Dumnezeu, că seamănă cu ceva, Dumnezeu. Am zis ceva, da, Dumnezeu, ceva e mai sus, exact, ceva care este deasupra noastră, foarte bine, da. Ce este asta? Uneori. Bine, câte o dată sau uneori, foarte bine, uneori. foarte. Bine. Uneori. Puțin, poți să-mi spui puțin? Puțin. Mult mult. Am mult cu sensul da, de uh, colectiv, mulți, multe, da? da? Dar poate să fie și mult când este o cantitate, dar un obiect mare în sensul ăsta, mult, da? Mănânc mare, mult. mult. Uh -huh. Bine. 23, te rog. Spunem și 23. 23. Da. Încerc să te prind cu ceva. Uh, 19. 19. 19. Uh -huh. Da? 31. 31. Bine. Acum eu spun ceva fără voce. Fără voce. Și te rog să-mi spui tu, să-mi spui cu voce. Luna februarie are 28 de zile. Bine? Când merg acasă, mă bucur. De timp. Mă bucur de timp. Încercăm să fim atenți, da, și spuneam la buze, da, liber. Liber. Ah, liber. Liber, da? Liber. Bine, poți să repeti și tu această propoziție? Când merg acasă, mă bucur de timp liber. Bine. Timp, poți să arăți și așa, pentru că, da, se mișcă acele, dar poți să zici și timp. Am timp nu am timp. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc pentru prezența la a, această nouă lecție de limba semnelor. Sper că a fost interesantă și sper că ne vedem și data viitoare.